Miss Spider și prietenii din Dumbrava însorită. Prințul, prințesa și Albina. Și nu găsesc nici măcar un strop de apă să beau. Oh, da, sunt gândac copt. Apă, apă. Prințul Squirt, cel neînfricat, vă va salva. Sunt eu aici, nimeni nu va avea gâtul uscat. Mulțumesc, prințule Squirt. Sunt un gândac doar pe jumătate copt. Atenție, gândăcei! Mă mai pot aduce dacă doriți, mă întorc imediat. Brigada albinelor. Hei, albinelor, care-i bâza? Atențiune, atențiune! În Dumbrava însorită s-a născut o nouă prințesă albină. Să trăiască prințesa! Să Ce zi binecuvântată! S-a născut o nouă prințesă, să mergem să o vedem. Prințesa adevărată? Ești o prințesă adevărată sau nu? Spune-mi! Bounce! Ce? Ce am făcut? Nu e nimic. Sunt o prințesă, prințesa Ruby. Eu sunt Bounce, ea e Shimmer, iar acesta e Snowdrop. Ce te aduce aici? Suntem în trecere spre balul albinelor din Vâlceaua Ciupercii. Un bal? Ador balurile! Se referă la un bal dansant, caragiosule. Balul din Vâlceaua Ciupercii e un mare eveniment. Veniți și voi. Aș vrea eu. Poate că regele Rigel și regina Safir își vor găsi bijuteria rătăcită pe prințesa Cărăbuș. Care e prințesa pierdută? Prințesa Cărăbuș care s-a rătăcit într-o furtună. Regele și regina speră ca acest bal să o readucă acasă. Shimmer, și tu ești un cărăbuș rătăcit. Chiar ești? Serios? Aha. Eu sunt o ploșniță rătăcită și amândoi suntem doptați. Adoptați? Poate că tu ești prințesa. Iuhu! E timpul să ne luăm zborul, Ruby. Ia-ți la revedere de la Beatrice și de la noua prințesă. Mamă, ei sunt Snowdrop, Bounce și Shimmer. Ea e un gândăcel rătăcit. Păi, chiar, într-adevăr, ai niște antene princiare. Serios? Da, cu siguranță, foarte princiare. Acum să pornim, Ruby, la revedere! Sper să ne revedem în Vâlceaua Ciupercii. Ați auzit? Antenele mele sunt princiare. Poate, într-adevăr, sunt prințesa rătăcită. Ei, ciupiți-mă numai decât, am auzit și eu, ce descoperire! Chiar ești o prințesă? Păi, nu știu. Trebuie să mergi la bal, Shimmer. Chiar crezi? Absolut! Da, într-adevăr, majestate. Un bal al gândacilor. Iuhu! Știi ce înseamnă asta, Ted? Va fi muzică și pace și se va dansa. Distracția până zor nu se va termina. Pe rege și regină tu îi vei întâlni. Prin
prințesa vor spune când vei sosi, prințesa! Eu? Prințesa? O, da! Să fii adevărat oare? Absolut! Dacă eu aș fi prințesa, oare ce aș face? Orice ai vrea tu, pune prinsoare! Dacă aș fi prințesă? La palat s-ar dansa, tu coroana-i purta. Pe noi cei de aici tu ne-ai invitat. Respectată, iubită de toți tu ai fi. Pantofi argintii ai purta zi de zi. Ce amuzant! Stai puțin, domniță, abia am început. Orice ai vrea tu ai putea să te joci. Și chiar să te gate în vârf ai să poți. Te-aș fi o prințesă, slăvită ai fi. Te-aș fi o prințesă, am sărbători. Te-aș fi o prințesă, ar fi un festin. Să mergem la bal să-ți vezi al tău destin. Oh, de-aș fi o prințesă. Cum o cheamă? Pe mititică o cheamă Hani, albinuța Hani. Hani, Hani! Ce drăguț! Vă mulțumesc că ați trecut să o vedeți pe prințesa Hani, copii. Spune că și tu ești o prințesă. Eu? Știi, Beatrice, Shimmer ar putea fi și ea o prințesă. Două prințese? Dar trebuie să merg la marele bal ca să aflu adevărul. Și eu vreau la bal, și eu vreau la bal. Trebuie să mai crești puțin. Eu merg, eu prințesă. Nici prințesele nu pot să facă tot ce-și doresc. Dar prințesele pot face atâtea lucruri și sunt în centrul atenției tuturor. Mi-ar plăcea să știu cum e să fii o prințesă. Nu trebuie să te naști prințesă ca să te simți prințesă, doar trebuie să te comporți ca o prințesă. Serios? Și cum ai să ajungi la bal, Shimmer? Încă nu sunt sigură, dar Beatrice are dreptate. De acum încolo mă voi comporta ca o prințesă. Cum se face asta? Așa, prima regulă, mersul de prințesă. Atenție, vine prințul Squirt, inimă neînfricată. La o parte, vin! Wow! Mulțumesc, inimă neînfricată. Sus cu tine! Cum arăți? Prințe Felix Goliath, cel verde de la serviciile tale. Scuză-mă, eu l-am salvat prima dată, Felix. Eu l-am salvat. Ce-i așa mare lucru? Amândoi l-ați salvat. E mare lucru, pentru că cel care primește mai multe puncte pentru acte de curaj și fapte bune va fi încoronat prinț al Dumbrăvii. Puteți să vă agitați oricât vreți, pentru că niciunul dintre voi nu are șanse de a fi un adevărat prinț. Spre deosebire de Moa. Moa? Shimmer, Dragon, Squirt, e rândul vostru să puneți masa? Of, mai am o tură și câștig partida. Haide, Shimmer, trebuie să punem masa cu toții. Regula a doua: prințesele nu fac treburi în casă. Wow, ce norocoasă ești. Unde e Shimmer? Ocupată să se dea drept prințesă. Faceți loc, prințesei! Ce fandoseală! Regula a treia: prințesele iau prima înghițitură.
Hei! Prea mic? Prea lovit? Nu e copt? Nu e zemos? Hei! Wow! Nu e drept! Hei! Nu e drept! Sofie crezând ea cu sânge albastru, dar e numai o pacoste la casa omului. Cimar, aș putea discuta cu majestatea ta? Broscuță râioasă! Hei! N-am vrut să te jignesc, scuze! Prințesă? Ha, de unde v-a venit o asemenea idee? Ea e prințesa cea rătăcită din Vâlceaua Ciupercii. Snowdrop? Scuze! Regele și regina își caută prințesa rătăcită. S-ar putea să fiu eu. Chiar dacă este adevărat, asta nu-ți justifică comportamentul cu frații și surorile. Oh, îmi pare rău. Nu la asta se referea Beatrice când mi-a spus să mă comport ca o prințesă. Oh. Asta înseamnă că nu mai ești prințesă? Toți sunteți prinți și prințese din Dumbrava Însorită. Dar Felix e broscoi. Da, unul mare și verde. Prinții și prințesele pot avea orice formă și mărime. Dar, mamă, poate eu sunt adevărata prințesă. Mă lași să merg la balul din Vâlceaua Ciupercii? E singura cale de a afla dacă sunt prințesa rătăcită. Haide! Vom discuta despre asta după cină. Te rog, mamă, aș afla unde m-am născut și mi-aș cunoaște familia. Oh. Nu e exclus să fie familia ei, adică vreau să spun că... Ah, bine... Vom merge. Oh, ura! Am să merg la bal! Am să merg la bal! Mulțumesc, mamă! Când e balul, Shimmer? E poi mâine. Vai de mine! Ce? Ce este? Nu cred că vom ajunge. Vâlceaua Ciupercii e dincolo de Mlaștina cu bule. Păi... aș putea să zbor până acolo cu cineva. Ar fi mai rapid. Chiar dacă ai zbura până acolo cu bunica Betty sau unchiul Gas, tot n-ai ajunge până la finalul balului. Minunat! N-am să aflu niciodată adevărul. Vă rog să mă scuzați. Adevărat să fiu prințesa rătăcită? Eu te iubesc așa cum ești. Știu, dar ție nu ți-ar plăcea să fiu prințesă și toată lumea să se comporte frumos cu tine și să ai toate comorile? Băi, o prințesă trebuie să fie mulțumită de ceea ce e și de ceea ce are. Să contemplăm seara aceasta minunată de vară și să-i chemăm și pe ceilalți. Bine. Sunteți gata, prinți și prințese din Dumbrava Însorită? Da! Prințul Squirt, inima neînfricată, vă va deschide calea. Hei! Uac! Goliat cel verde vă va arăta în curând calea. Stați așa! Un prinț adevărat trebuie să fie politicos și cu siguranță nu se îmbrâncește. Priviți, uite așa! După voi! Oh, Holly! După tine, Goliat verde? Oh, nu! După tine, inimă neînfricată! Nici nu mă gândesc, insist! Oh, nu! Haide, sari, Goliat! După tine, inimă neînfricată! Nu, nu, după tine! Avem atâtea bogății frumoase și simple în micuțul nostru regat. Așa este. Trebuie doar să priviți în jur și să ascultați. Chiar de nu ești prințesă, prinț dacă nu ești. De nu ești regină sau rege nu ești. Uneori regatul e chiar într-un copac. Pentru cei dragi ție e un palat. Toți cei din jur de tine grijă vor avea. Și asta este sigur, comoara ta.
Când simți că briza veri adie prin antene, pânzele de păianjen parcă ar fi dantele. Comoara cea reală e greu de văzut, lumea e fermecată și tu nici n-ai știut. Ascultă, privește, te vei simți ca-n rai, ești mai bogat cu mult decât credeai. În argint sau în aur tu poți să te desperți, frumuseți și minuni nu au un preț. Când luna e mare, iar tu micuț erai, ești mult mai bogat decât credeai. Ești mult mai bogat decât credeai. Wow! Când sunteți mulțumiți de ceea ce sunteți, atunci puteți fi fericiți. Suntem fericiți! Fericiți, fericiți! Mulțumesc! Foarte frumos, Squirt! Un gest cu adevărat princiar. Serios? Ți-am făcut-o, verzuiule! Oh! E timpul băii lunii. Băi lunii? O baie în lumina lunii. Eu fac una în fiecare seară. Ura! Ura! Da! Asta e cea mai grozavă baie. N-am să aflu niciodată dacă sunt prințesă. Oh, mi-aș dori să ajung la vâlceaua ciupercii. Wow! Felix! Nu fi tristă! Felix Goliat cel Verde te va duce la bal. Serios? Dar cum? Mă cheamă părinții, trebuie să plec. Am promis că am să te duc eu cumva la bal. Ai să vezi! Noapte bună, Shimmer! Noapte bună! E timpul să ne întoarcem acasă! Sfatul de mi-asculți, rău nu-ți va părea, vei ajunge acolo unde-i voia ta. E balonul lui Stinky. Salutări vouă cei de jos. Bună, puștilor. Stinky ne va duce la bal cu balonul său. Serios? Vorbești serios? No problemo. Vei ajunge acolo cât ai spune. Mulțumesc, Felix! Mulțumesc! Goliat cel Verde la ordinele tale. Uac! Avantaj major pentru Marele Verde. Mergem la bal! Mergem la bal! Sper! Trebuie să-i cer voie mamei. Și eu vreau să merg la bal. Mămăruță în căruță, ce se întâmplă? Stinky ne duce la bal cu balonul său, așa că putem ajunge la timp. Oh, încetişor, micuța mea, ești mai agitată ca gelatina. Uite! Un balon! Mai să fie! Te rog, mamă! Dar nu vom încăpea toți. Nu-ți face griji, rămânem noi cu copiii. Împreună, amândoi! Vâlceaua ciupercii e foarte departe, departe de familia noastră și de Dumbrava însorită. Știu, dar tot mămica mea vei rămâne. Văd că ești tare hotărâtă. Bine, vom merge. Ura! Ești cea mai bună mămică! Orice s-ar întâmpla, noi te iubim. Și eu vă iubesc, bunico. Hai să te mai întorci. Sigur că am să mă întorc. Chiar dacă
dacă vei fi prințesă? Am să mă întorc să vă vizitez. Ne va fi dor de tine. Și mie de voi. Haide, Squirt. Da, sunt pregătit să mă îmbarc. Sunteți pregătiți de decolare? Stinky, și ce vom mânca? M-am ocupat eu de asta. Coșurile acelea sunt pline cu plăcinte. Oh, îmi plac plăcintele. Iam, ce fel de plăcinte? Păi, plăcinte cu ceapă, plăcinte cu usturoi și, preferatele mele, plăcinte cu brânză. Stați! Ha? Am sosit, te rog, nu uita de noi. Capitane Stinky, cerem permisiune, da, de a urca la bord. Din păcate, nu mai e loc, băieți. Oh, dar suntem lihniți. Ați putea să fiți atât de amabili încât să ne aduceți măcar o firimitură de mâncare. Oh, sau un coșuleț cu prăjiturele pentru supușii voștri loiali și foarte înfometați. Oh, vă dau eu niște plăcinte cu brânză, dacă vreți. Pas! Vom încerca să vă aducem ceva, sărmane furnici. Oh, mulțumim, Miss Spider! Sunteți mereu foarte amabilă. O adevărată regină! Ne înălțăm! Așteptați-mă și pe mine! Squirt! Foarte bine, Squirt! Succes! La revedere! Îmi va fi la revedere! La revedere, pe curând! Aveți grijă de voi! Și eu vreau să merg la bal! Cu bine, Gus! Cu bine, Betty! Aveți grijă de micuții noștri! Ura! Cu bine, Shimmer! Ah, poate micuța noastră prințesă își va găsi adevărații părinți în sfârșit. Poate că nu se va mai întoarce mult timp de acum încolo. Haideți, copii! A văzut-o cineva pe Honey? Vom ajunge la timp? Oh, ajungem cât ar sări un greieraș. Sper să fie o călătorie rapidă. Aerul e foarte tare când zbori. Mai ales lângă un gândac mirositor. Hai ho, iată-ne plecați. La bal de și n-am fost invitați. Sus, mai sus și tot mai sus. Ce bine-i sus, aici în balon. Decât să fim iarăși jos pe sol. Cântam voioși în timp ce zburam. Vă zbura, vă zbura! Hai, hoi, iată ne plecați, deși nu am fost invitați. Când mai sus și când mai jos, cu toții suntem curajoși. Hai, ho, uite că zburăm, la bal vom ajunge la bairam. Iarăși sus și iarăși jos, printre nori mari și pufoși. Și acum sosesc visele, căci ziua s-a sfârșit. Aterizăm? Încerc să evit furtuna. În fața noastră s-a dezlănțuit vremea rea. Oh, a, ce miroase așa? Oh, ce urât miroase! E dulcele miros al sulfului. Zburăm deasupra mlaștinii cu gule. E spăimântător. Știți, există o legendă despre un păianjen care scuipă foc și locuiește aici. Acolo pot trăi și insecte? Păi, unele insecte pot, nu toate, doar câteva. Priviți! E vâlceaua ciupercii. Wow! Cine știa că poți rocăi așa? Scuzați-mă, îmi era teamă. Oh,
Oh, nu vom cădea în mlaștină. Vom ateriza în siguranță. Nu pot să cred că n-o să ajungem la bal. Dacă vă grăbiți, tu și copiii veți ajunge. Crezi? Aha, eu și Stinky rămânem aici să reparăm balonul. Și eu vreau să rămân să vă ajut. Și eu rămân. Distracție plăcută. Mulțumesc, tati. Petrecerea ne așteaptă. Petrecere, petrecere, petrecere. A văzut-o cineva pe prințesa Honey? Chiar nu putem fi lăsați să ne odihnim, a? N-o găsesc pe albinuța Honey. Wow! Frumos! Întotdeauna am auzit că vâlceaua ciupercii e frumoasă, dar e splendirabilă. Exact cuvântul căutat. Câtă extravaganță! Eu sunt regele Rigel, iar aceasta este regina Safir. Bun venit în vâlceaua ciupercii. Mulțumim! Bună! Oare de unde ați apărut voi, dragi insecte? Din dumbrava însorită! Și noi am fost acolo acum câteva anotimpuri, în căutarea fiicei noastre rătăcite. De aceea am venit aici! Aceasta este fiica mea, fiica mea adoptată, Shimmer. Eu sunt un cărăbuș rătăcit de mult. Fiica noastră se numește Glimmer. Shimmer și Glimmer seamănă foarte mult. Poate că ai încurcat numele. Când s-a pierdut, prințesa era foarte mică. Shimmer, Bounce! Bună, Ruby! Haideți să le vedeți și pe celelalte prințese. Da, bine! Seamănă exact cu regina Safir! Chiar credeți? A, da! Are alură regală! Cred că Shimmer seamănă destul de mult cu tine, regina Safir. Cu siguranță mai mult decât seamănă cu mine. Nu cred că ți-e ușor gândindu-te că Shimmer și-ar putea găsi adevărata mamă. Da, dar Shimmer își dorește cu adevărat să afle dacă este fiica ta. Și pe lângă asta vreau să fie fericită. Mulțumesc! Bună, eu sunt prințesa Feather. Feather? Amintește-ți că prinții și prințesele pot avea o mulțime de mărimi și de forme. Eu sunt cărăbuș Goliat, numele științific fiind Goliatus Regius Cag. E frumoasă, mamă! Așa e, chiar că e frumoasă. Nici tu nu ești mai prejos. Mersi! M-am îndrăgostit! M-am cam îndrăgostit! Poftim, păianjene nescui pe foc! Ha! 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 Of, păcura aceasta e foarte lipicioasă. Vai. Ei, haide să mai încercăm o dată. Acum demonstrează-ne că tu ești prințesa Shimmer. Succes! Ce trebuie să fac? Va trebui să-ți găsești copacul în care te-ai născut. Va trebui să te folosești de senzorii de căldură. Atâta tot? Da.
Dar e simplu, e în vârful dealului, într-un vechi stejar ars. Da, într-un stejar ars. Lăsați-o pe Shimmer să vorbească. Și era o mulțime de margarete. Ce e? Ce? Erau flori, însă erau albăstrele. Dar albăstrelele seamănă cu margareta. Are dreptate. Unde te duc senzorii tăi? Urmați-mă! Locul unde m-am născut? Aici e! Nu acesta este copacul Shimmer. Tu nu ești prințesa noastră, Glimmer. Ești însă minunată. Ne-ar fi plăcut foarte mult să fii fiica noastră. Adio, Shimmer. Cu bine. Sărăcuța. Sunt o insectă ca oricare alta. Senzorii mei sunt inutili. Nu este adevărat. Senzorii fac din tine o ființă specială. Să ne întoarcem acasă. Nu vrei să rămâi la bal? Nu, nu mai am chef de petrecere. Bine. Haide să-i găsim pe băieți și să ne întoarcem acasă. Da, îmi e dor de casă și îmi e dor de Spinner, îmi e dor de Wiggle, îmi e dor de Dragon și de Snowdrop și Pansy. Locul ăsta mă înspăimântă. Dacă am fi cu adevărat curajoși, am merge acolo și am lupta cu păianjenul care scuipă foc. Da, un prinț adevărat așa ar face. Mai mult ca sigur, nici unul dintre noi nu e un prinț adevărat. Da, ai dreptate. O prințesă adevărată ne cere ajutorul. Cineva dintre noi trebuie să o salveze. Eu nu vreau să merg singur, Goliat. Nici eu, prințe Squirt. Haide să mergem împreună, ca un duo. Ca o echipă. Venim acum, prințesă. Inima neînfricată și Goliat te vor salva. Trebuie să țină. Acum nu ne mai trebuie decât ajutorul lui Felix și am plecat. Sau încă puțin fum de aici, ne-a ridicat în aer. Băieții ar fi trebuit să se întoarcă. Felix! Squirt! Stinky? Băieții au pornit-o prin mlaștină? Squirt! Felix! Aud ceva! Vin băieții? Nu, geyserul va exploda! Fugi repede de aici! Wow! Iată, uite, se umplă! Nu-l pot ține la sol! Iar eu rămân aici să-i găsesc pe băieți! Am să mă întorc! Squirt! Felix! Vă rog, salvați-mă! Salvați-mă! Honey, ce cauți tu aici? Scoate-o de acolo și să plecăm odată. Squirt! Felix! M-ați salvat!
Puneți mâinile de pe ea! Băianjenul care scuipă foc! Aceasta este mlaștina mea, iar aceea este albinuța mea! Ha! Dispari, caută-ți altceva de mâncare! Dar eu nu mănânc deloc albinuțe. Nu te speria, micuțo, mătușica Figuert te va salva de acești doi mâncători de albine. Poftim? Dar noi o salvăm. Nu și dacă o salvez eu prima. Felix, mănânc-o. Broscoi urât, nu-mi e frică de tine. Nu-mi place să mănânc insecte, mai ales pe aceasta. Te rog, doar de data aceasta. Dați-mi înapoi albinuța tâlharilor. Sari, sari, haide. M-a prins! Și mi-e dor de tata, mi-e dor de bunica Betty, mi-e dor de unchiul Gas, mi-e dor de micuțul Tic. Te rog, nu mai fi atât de trist, dragul meu. Și toate astea pentru nimic. Oh, draga mea. Le-am spus tuturor că sunt prințesă. M-am comportat urât cu toți. Ce fac? Toți cei de acasă te iubesc așa cum ești. Iar dacă te-ai comportat urât, sunt sigură că toți au să te ierte. Eu da, eu da. Alo, bună, sunt sus. Aici. Stinky, unde sunt băieții? S-au pierdut în mlaștină. Oh, nu. Îi caută Holly, ne revedem curând. În mlaștină? Trebuie să mergem. Mlaștină? Mi-e frică. Holly, Squirt, Felix, sunt aici. Nu știu unde sunt băieții. M-am învârtit tot aiurea, dragă. Cum o să-i găsim? Poate cu senzorii mei, dar nu e ușor. E multă căldură aici. Merită să încerci. Hai, condu-ne. Cred că sunt. Stai, așteaptă-ne. N-ale drumul prietenilor mei deloc. Oh, dar nu sunt prietenii tăi, plăcințica mea. Au încercat să te mănânce. Bună, bună, n-ați văzut? Oh, Honey, ce cauți în mlaștină? Simăl, te-am mulmolit. Și eu am vrut să merg la bal. M-am pierdut. Îmi pare rău. Ei, văd că se bucură mult să te vadă. Sunt prietenii tăi, micuțo. Scuzați-mă, ați văzut cumva doi băieți? O broască, uite, cam atât de mare. Și un păianjen micuț. Ajutor! Ce s-a întâmplat, băieți? Mătușică Figuert, ne-a prins în plasă. Stați, cei doi au încercat să o mănânce pe Honey. Cum? S-a produs o greșeală, sunt copiii noștri. Squirt e fratele meu. Felix e prietenul nostru. Insecte prietene cu broaște? Sigur, prietenii pot avea diverse înfățișări. Vai, îmi pare foarte rău, băieți. Asta demonstrează că nu știu prea multe despre prieteni. Oh, nu întâlnesc prea multe insecte sau broaște aici în mlaștină. Înseamnă că te simți cam singură. Știi? Sunt o mulțime de insecte pe care le-ai putea cunoaște. Să-mi părăsesc mlaștina? Și unde să merg? La bal, la bal! E o idee grozavă, Honey. Am putea o duce pe mătușica Figuert la bal. O să-ți placă mult. Este o adevărată lume a gândacilor. Oh, un bal dansant. Oh, picioarele acestea n-au mai dansat de multă vreme. Dans! Dans, dans! Oh, super! Atunci să mergem la bal! Oh,
credeam că s-a sfârșit cu noi. Dacă n-ar fi fost senzorii lui Shimmer, nu v-am fi găsit niciodată. Serios? Mulțumesc, Shimmer. Uneori, senzorii mei de căldură sunt grozavi. Și tu ești grozavă. Spune-mi, tu ești prințesa rătăcită? Nu, la urma urmei sunt doar eu, Shimmer. Nu-i nimic. La urma urmei și noi suntem doar Felix și Squirt. Ne întoarcem la bal, Stinky. Ura! Ura! O, e grozav. Ne-am făcut un nou prieten, mătușica Figur. Și am găsit-o pe prințesă. Vă explic pe drum. Da. Eu n-am mai zburat niciodată. Gândiți-vă că aveți o caleașcă zburătoare, milady. Asta e tot ce poți? Wow! Ești într-adevăr un păianjen scui pe foc. Cu siguranță, broscuțo! Pare rău, draga mea, în seara asta am 8 picioare stângi. Nu-i nimic, dragul meu, am eu 7 să-ți împrumut. Mă simt ca o prințesă. Haide, mișcă-te, Stinky! Iar Shimmer, Bounce, Squirt și Felix m-au salvat. Formidabil. Aha, sunt foarte, foarte curajoși. Dragul meu, eu cred că merită cu toții ceva. O recompensă. Zburători, săritori și târători, astăzi seara avem printre noi niște eroi. Prietenii noștri din Dumbra Vansorita au salvat această prințesă albinuță din mlaștină. Au demonstrat a fi foarte curajoși și mărinimoși, încât eu îi încoronez prinț și prințese de onoare ai vâlcelei ciuperci. Trăiască prinții și prințele! Micuții noștri! Bine tuturor! La revedere, Stinky Winky! Mua! Mua! La revedere! Am să mă întorc! Te simți mai bine acum? Mă simt foarte fericită! Și eu? Fericită că ne întoarcem acasă! Cine e cel mai tare? Prințul sau Golia? Amândoi suntem! Da, adevărații prinți nu se întrec! S-au întors! Deci, Shimmer, ești o prințesă adevărată sau nu? Sigur! Are o coroană adevărată! Au și Squirt, Felix și Bounce. Wow, ce chestie! Ned, uite! Fețe regale! Squirt, tu ești prinț? Nu, sunt doar eu pur și simplu. Și eu! Și eu! Iar eu sunt doar Shimmer, cea din Dumbrava însorită. Și plictiseala obișnuită. Nu-i adevărat? A
aici, în Dumbrava însorită, mă simt întotdeauna ca o prințesă. Aha. Deci, v-ați amintit să ne aduceți și nouă ceva? Un suvenir? Vreo delicatețe regală n-ați adus? N-ați adus? Da, v-am adus ceva înapoi, Ned. Da, am adus-o pe Hani. Oh, ce bine! Ne place foarte mult Hani. Mai ales dacă e regală. Așa e, e într-adevăr regală, Ted. Prințesă Hani. Oh, scumpa mea, e aici! Vă mulțumesc, vă mulțumesc! Am crezut că am pierdut-o pentru totdeauna. S-a întors teafără și nevătămată, ca noi toți. Mami! Te duc înapoi în stup, acum. Haide, Shimmer, să învățăm pe toți dansul din Vâlceaua Ciupercii. Bine! Cine ajunge ultimul în cer, pierde primul dans! Sunteți pregătiți, prinț și prințese din Dumbrava însorită? Da! Suntem lihniți, Ned. No problemă, v-am adus niște plăcinte. Iată, plăcinte cu brânză. Nu e rea dacă te ții de nas, Ned. Ai dreptate, Ted, nu e deloc rea. Au dublat în limba română actorii Anca Sigmirean, Paul Zurbău, Adela Lazăr, Ileana Iurciuc, Sebastian Lupu, Petre Ghimbășan, Iona Brudan, Pavel Sârghi, Corina Cernea, Mihaela Gherdan, Iulia Tohotan. Traducerea și adaptarea Cristina Șec. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.